Bine de tot asta! Incredibilă! Bun! Bine v-am găsit la Improve Football! Astăzi, după cum vedeți, suntem pe terenul de la Valencia. Îl avem alături de noi pe Cristi. Salut! Este un băiat extraordinar. Astăzi o să facem șuturi knuckleball. O să-l învățăm pe Cristi să șuteze stânga-dreapta, să ducă mingea și folia seca, da? Să se ducă în sus, să cadă foarte rapid. I-am mai arătat antrenamentul trecut ieri câteva lucruri, s-a dus, a mai exersat și astăzi o să mai facem încă o dată. Deci este a doua zi în care practic ai exersat tehnica knuckleball și vedem acum cum o se comportă. El are o lovire nativă bună, dar din păcate nu știa cum să-și regleze șutul, să dea din ce în ce mai constant. Da? O lovea cu degetul, nu o lovea cu zona tare, nu ținea vârful întins și glezna blocată până la capăt și astăzi încercăm să rezolvăm asta. Da? Hai, Cristi! Baftă. Bun, deci pașii sunt foarte importanți la knuckleball, mai ales în momentul în care dăm de la depărtare, trebuie să ne facem pașii foarte bine, undeva la 3-4 pași și mingea să fie împinsă în față, pentru că așa veți învăța foarte repede. Și în momentul în care puneți piciorul de sprijin, puneți cu vârful unde vreți să dați, zona de lovire trebuie să fie zona tare aici și să vină exact sub centru, nu în centru, un pic mai jos, da? Și atunci veți veni cu piciorul și veți urmări mingea până se duce în poartă, da? Haideți să dăm și noi o dată acum. Da? După cum ați văzut, a făcut așa, nu s-a dus foarte în vincul sau undeva la jumătatea distanței, dar ca să dați mai sus, trebuie să o loviți un pic mai jos, da? Și doar trebuie să exersați. Doar atât trebuie să știți, trebuie să exersați și o să vedeți și la Cristi acum, da? Bine lovită, un pic mai jos. Ha. Prea jos. Diagonală, hai. Da. Ai băgat prea jos. Nu te grăbi, te rog. Bine de tot asta. Bine de tot asta, dar cred că ai stat în cadru și n-am văzut cum s-a dus mingea. Bine. Fă-i loc, du vârful ăla. Du vârful ăla în lateral. Fă-i loc. Bine de tot, dar ai prins-o puțin pe exterior. Bine cu efect asta. Sus jos cu efect. Se poate? Da, da, normal. Orice combinație se poate. Glezna moale, flush, păi da. Ok. Nu-i nimic. Hai, a fost pașii bine. Nu, prea sus, da, prea în centru. Hai, un pic mai jos, Cristi. Ăla-i, bă! Bun! Hai, ai văzut un mic pas, ai făcut un mic pas, un centimetru, da, te-ai dus un pic mai jos, hai. Bine, bine, chiar dacă nu s-a dus în vincul, s-a dus cum trebuie. A lovit-o curat, hai. Ce ai greșit? Cu deget. Și în centru, da? Hai, un pic mai jos, cu zona tare. Bravo, băi, frumos!
Chiar dacă s-a dus pe centru, foarte frumos. Curat lovit, bravo. Hai, încă una. Nu-i nimic, a făcut, da, iar prea în centru, da? Bine asta, dar un pic mai jos, un pic mai jos, de se duce cum trebuie, o lovești cum trebuie, ia ținta un pic și lovește mingea un pic mai jos, un pic, o idee mai jos. Aha. Gol, nu? Bun. Ai văzut cum a coborât imediat, exact acolo, gândește-te iar, la fel. Bine, și așa, nu-i nimic, cam de aici. Bine de tot, Cristi, bravo. Bună. Bine, nu-i nimic, un pic mai jos. Bine de tot asta! Bun, să vezi vârful cum s-a dus înainte, pe înainte și piciorul de sprijin exact unde l-ai pus acolo s-a dus și mingea. Ha. Bine de tot, Cristi, bravo, bravo, chiar dacă dai pe centru, învățăm prima oară tehnica foarte bine și după aia punem piciorul de sprijin unde vrem să dăm. Ha. Bine, 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 bine. Prea pe exterior puțin, dar a fost ok ca direcție. S-a dus și stânga-dreapta, doar că trebuie să o lovești un pic mai jos dacă vrei să dai mai sus. Dar golul intră și așa, să știi. Bine de tot ăsta, bravo! Da. Hai, o plăcere, haide! Bun, Cristi, bună și asta, bună și asta, ha! Pa, mamă, și cum s-a văzut asta? Era în poartă și pe urmă a făcut așa, în dreapta, da, da, da. Bravo, perfect. Nu știu dacă a fost gol. A fost? Da, foarte frumos. Perfect. Nu știu dacă a fost gol. A fost? Da, foarte frumos. Bravo. Ai văzut? O să vezi la filmare cât de mult ai închis din abdomen, să vezi de ce se duce sus-jos. Exact. Bun. Bine de tot și asta. Bună și asta, drept, frumos, stânga-dreapta, bravo. Iar te-ai grăbit. A fost gol, dar iar te-ai grăbit. Ai dat cu vârful în pământ. Bine asta, dar iar cu vârful puțin în pământ. Ha. Du-l puțin în afară, să nu mai lovești cu pământul. Bine, bravo. După numărul 2. Hai, dă-i. Bine, Cristi, bravo, nu-i nimic. Chiar dacă a căzut înainte, e periculoasă dacă se duce stânga-dreapta și nemișcat. Ha. Bună de tot și asta, Cristi. Ha. Interiorul. Hai, astăzi nu facem lovituri libere, momentan. Hai, dă-i.
Prea jos, prea jos. Deși mingea a făcut ce a trebuit să facă, dar așa îți dai seama, așa îți dai seama, Cristi, dacă trebuie să stai asta de la distanță, da? De la distanță trebuie să lovești un pic mai jos dacă vrei să ducă sus, jos până la poartă. Ok? Când ești mai aproape, cu atât trebuie să o urci puțin. Bun! Bravo, băi! Perfectă, bravo! Bun! Nu prea a făcut foarte mult stânga-dreapta, dar da, a fost cu efect, da. Asta bună. Hai, încearcă să-ți iei din ochi o țintă, da? Și după aia uite-te doar la minge. Bine. Bine de tot asta. Incredibilă. Bun. Bine de tot asta. Incredibilă. Bun. Ha. Treci pe minge. Bun asta. Bun asta. Ai văzut cum a cotit? A intrat în bară imediat. Bună de tot asta, Cristi. Nu, nu, nu. Bună de tot asta. Mama, frumoasă asta de final, așa. Bună de tot asta, sus, jos, bun. Bun. Bine! Ai zis mă, cu tine, pe fata acolo? Da. Dar încearcă mereu să duci piciorul după minge.